Mai mulți militari ai unei unități celebre americane se antrenează cu vânătorii de munte români. Aliații de peste ocean sunt învățați să coboare în rapel, să urce pe o stâncă sau să facă noduri speciale. This has been a really unique and worthwhile experience being able to come out here and work with a highly skilled, highly professional unit like the 21st Mountain Battalion. And I think it's not only been unique and worthwhile for myself, but also for our soldiers here. Românii le-au arătat partenerilor americani că vânătorii de munte reprezintă o categorie de arme cu istorie în armata română. Back in 1916, the first Romanian Mountain Troop Battalion was created in order to participate in First World War. And back in the days, the mountain units were like the most elite unit in the Romanian Army. Statele Unite ale Americii au în România peste 4.000 de militari în mai multe baze. Aceștia se antrenează permanent cu militarii români. Inițial, Washingtonul a întărit securitatea flancului estic în 2014, după ce Rusia a anexat ilegal Crimea. Numărul militarilor americani din România a crescut și mai mult după ce Kremlinul a atacat Ucraina.